Un număr de 11 unități de cult din municipiul Suceava, din care 8 ortodoxe, 2 penticostale și una greco-catolică, primesc un sprijin financiar în valoare totală de 1,6 milioane de lei de la Primăria Suceava. Proiectul de hotărâre de Consiliul Local, inițiat de primarul Ion Lungu, va fi aprobat în ședința deliberativului de joi 24 februarie. Cea mai consistentă sumă de bani, adică 500.000 lei, va primi Biserica Penticostală Philadelphia pentru extinderea, recompartimentarea și refacerea acoperișului Capelei Mortuare Cimitir Pacea. Câte 200.000 lei vor fi alocați parohiei Sfântul Andrei pentru continuarea lucrărilor de construire a unei anexe bisericești, având destinația de clopotniță și paraclis din cadrul parohiei, racorduri sau branșamente și schimbarea destinației din casă de prăznuire și grădiniță în casă de prăznuire, fără modificări structurale și modificări interioare, și Biserica Sfânta Cruce din Opcin pentru continuarea lucrărilor de pictură interioară în tehnica frescă, precum și pentru lucrări de reparații curente interioare și exterioare la Biserica Parohială. Alte 6 parohii primesc câte 100.000 lei fiecare, și anume Biserica Penticostală Emanuel pentru lucrări de renovare la lăcașul de cult, Parohia Înălțarea Domnului pentru continuarea lucrărilor de pictură interioară în tehnica frescă la lăcașul de cult, Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea bisericii parohiale, Parohia Adormirea Maicii Domnului pentru continuarea lucrărilor de consolidare a casei parohiale cu anexele aferente și schimbarea destinației în așezământ social-cultural filantropic Ovidenia, Parohia Izvorul Tămăduirii pentru continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Parohială și de reparații interioare la clopotniță Lumânărar, Casa Praznicală din cadrul unității de cult și Parohia Greco-Catolică pentru construire biserică parohială, locuri de parcare, spații verzi, sistematizare verticală, împrejmuire și racorduri sau branșamente. Câte 50.000 lei fiecare vor primi 2 unități de cult, și anume Parohia Sfinții Arhangheli pentru continuarea lucrărilor de reparații curente a Capelei Mortoare și a Casei de Prăznuire, și Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru executarea lucrărilor de termoizolare a planșeilor bisericii parohiale.